În orice parte a municipiului Petroșani ai merge, poți observa utilaje și mașini care lucrează. Asta pentru că au avut loc noi asfaltări, dar există în plan și alte stres pe care vor avea loc lucrări. Sunt lucrări de reparații, turnăm covor asfaltic pe câteva străzi, acolo unde era și necesar. Ieri am terminat aici pe Aviatorilor. Era o porțiune pe care am preconizat să o asfaltăm de vreo 2 ani de zile și n-am reușit până acum. Astăzi lucrăm în cimitir și pe strada Lunca. Urmează, după aceste lucrări, să intrăm și pe alte străzi, acolo unde avem reparații cu covor asfaltic. În cimitir mai exact unde? Cimitir, toată aleea care străbate, practic, aleea centrală a cimitirului, va fi asfaltată. Avem 3 pachete de străzi care le vom scoate la licitație în perioada următoare. Acolo vor fi pe investiție. Vorba de strada Ștefan cel Mare, Gheorghe Barițiu, Andrei Mureșanu și Coasta, care vor fi scoase la licitație, dar acelea sunt străzi pe investiții. Urmează și celelalte. Mai avem străzile de la Turnul de Apă și Circa Pompieri și Transilvaniei. Și o parte din Aurel Vlaicu, care încă nu sunt cu asfalt. Restul, toate străzile sau 99% dintre ele sunt cu asfalt. Eu sper că în primăvara anului viitor să reușim să asfaltăm și Lunca, dacă nu putem toată Lunca, măcar o porțiune foarte bună din ea. Și la gară? La gară vom face reparații. Străzile pe care au avut loc lucrări, ale celor de la Apa Serv și unde asfaltul a fost reparat, însă a început să se lase, vor fi și ele reparate. Acolo unde s-a lăsat asfaltul vor reinterveni și vor face reparațiile necesare, astfel încât lucrurile să redevină așa cum a fost la început. Le-ați pus în vedere? Da, avem. Puteți da, face o precizare, le-ați spus ca să știe absolut, să audă încă o dată. Absolut. Deci toate lucrările unde au intervenit, pe ce există canalizare și trebuie intervenit, se va interveni din nou acolo unde e cazul. Costul aproximativ al lucrărilor este de 700.000 de lei.